Senatorul PNL Hunedoreanul Vasilică Poteca a participat la întrevederea avută de membrii Comisiei pentru Administrație Publică a Senatului României cu delegația Comisiei pentru Guvernare Locală și Politică Regională din Seimul Republicii Polone. Au fost abordate mai multe teme, între care și planul energiei verzi și decarbonizării infrastructurii rutiere regionale și a dezvoltării rurale, precum și al atragerii și cheltuielii fondurilor europene alocate acestor sectoare. Această soluție a închiderii mineritului o are și Polonia. Polonia care are un minerit mult peste noi la această oră. Și Polonia spune și ei au aceleași date de calendar ca și noi, 2032. Dar și Polonia și noi am spus în felul următor, că m-am întâlnit cu Comisia de Administrație din Polonia și i-am zis că ceea ce mă unește cu Polonia este faptul că și noi și ei trăim în această perioadă a crizei energetice și a decarbonificării și în această chestiune a închiderii mineritului. Și și polonezii spun, și noi, noi la această oră ne luptăm să facem din 2032-2038. Ducând pe o perioadă mai lungă, încercând să găsim soluții aici și să spunem că încă mineritul pe cărbune este viabil și că va fi viabil încă cel puțin 20 de ani. Merge pe cărbune sau nu mai merge pe cărbune? Pentru că, în mod normal, dacă închizi cărbunele, ce faci cu paroșeniu? Dacă că zici că din 2036 au semnat prin PNRR că vom trece în rezervă tehnică, da? Adică o umplem de vaselină și o lăsăm așa și așteptăm că dacă cumva e vreo problemă cu energia, a doua zi aducem cărbune, băgăm cărbune și începem să-i dăm drumul din nou. Deci, și noi spuneam așa, că nu e normal să trec cu o unitate modernizată cum e paroșeniu în rezervă tehnică și că insistăm pe această temă să menținem mineritul plus paroșeniu în producție încă și după 2032. Aceasta este discuția. Polonia se mișcă în raport cu Comisia, iar noi și noi trebuie să ne mișcăm împreună cu Polonia, de exemplu, care avem interes comun în raport cu Comisia Europeană și să ajutăm în așa fel încât să nu ajungem la finalul 2032 să închidem.